Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, dragi români. Traiul pe datorie este moștenirea acestei coaliției care guvernează România. Majorarea impozitelor și taxelor, creșterea sistematică a prețurilor la alimente și utilități, îngroșarea aparatului public, întârzieri majore în implementarea PNR și un grad mic de absorbție a fondurilor structurale, acestea sunt mari realizări ale coaliției de guvernare. În ceea ce privește investițiile, acestea figurează mai mult pe hârtie, deoarece toate marile proiecte din țară au întârzieri majore. Așa cum arată situația actuală a economiei, cu siguranță România va încheia anul 2024 cu un deficit bugetar de 7%. Asta înseamnă cu peste 2% peste pragul asumat de coaliția de guvernare. În ultimele luni, cele mai mari venituri la bugetul de stat au fost sumele provenite aproape în exclusivitate din majorarea impozitelor pe salarii, venituri și profit, pe contribuții sociale și TVA. Cu alte cuvinte, s-au strâns bani din presiunea pusă pe cetățenii contribuabili. În schimb, cheltuielile au depășit cifrele de anul trecut și se regăsesc cel mai mult în susținerea uriașului aparat de stat și în pomenii electorale promise de coaliție, pentru a se asigura că și guvernarea viitoare tot lor le aparține. România s-a angajat prin PNR că va face revizuirea cadrului legal în vederea consolidării sistemului fiscal și creșterea veniturilor colectate de administrația fiscală. Dar nu este clar în ce direcție se îndreaptă planurile acestei coaliții. Măsurile luate până acum au fost niște cârperi fiscale, care doar au bifat jaloanele planificate în PNR. În aceeași categorie de măsuri, s-ar putea încadra și cea mai nouă soluție găsită de guvern pentru rezolvarea deficitului bugetar. În loc să rezolve o problemă structurală printr-o reformă asumată pe termen lung, guvernul vrea să negocieze cu Comisia Europeană un acord pompieristic de reducere a deficitului bugetar în 7 ani. Prin acest plan se încearcă scăderea deficitului cu câte 0,74% din PIB în fiecare an, până va ajunge iar la pragul european de 3%, undeva în 2031. Iar prețul pe care îl vor plăti românii pentru această idee genială a coaliției este o altă creștere a taxelor și impozitelor, cel mai probabil chiar de la începutul anului viitor. Sună deja familiar și extrem de îngrijorător. Trăim într-un cerc vicios în care statul se împrumută ca să cheltuie enorm și ca să plătească datoria pune presiune pe cei pe care știe că se poate baza cu certitudine, adică pe cetățenii care își plătesc taxele cu responsabilitate. Sunt foarte puține informații publice despre câți bani colectează lunar ANAF de la mari datornici. Firmele și companiile cu datorii enorme la stat pare că trăiesc într-un paradis fiscal, pe când cetățenii români trăiesc din datorie în datorie, deși muncesc în fiecare zi. România trebuie să reducă cu adevărat evaziunea fiscală și să elimine risipa din anumite sectoare de cheltuieli. România au nevoie de stabilitate, de predictibilitate și normalitate. Suntem datori să le oferim copiilor noștri șansa la un nivel de trai mai bun și implicit la o calitate a vieții mai bună. Deputat Cristian Vaulichim.